care întâlnea. Și indiferent de realitatea pe această planetă, el tot face lucrul casei lui. Și atunci, mai ales dacă vorbim, de exemplu, despre păstoritul de transumanță, indiferent de acel cioban, bine ați venit la prima manifestare a noastră dedicată acestei expoziții inedite pe care o să avem onoarea luni să o organizăm. Deocamdată avem doar un seminar pe această problemă despre constelațiile române și ceea ce au spus și simt țăranii noștri despre aceste constelații. Proiectul pe care l-am realizat deocamdată, eu consider că este unic pentru noi și unic, cred că, și în România. Deocamdată, cel puțin eu, nu știu despre existența unei expoziții digitale în România. S-ar putea să fie, dar deocamdată eu nu am conștiință despre așa ceva. Nu de mult am văzut o astfel de expoziție și am rămas surprins la Paris, la Palais de Tucări. Acolo este și un planetar pe lângă muzeul respectiv, unde, într-adevăr, pe holurile planetarului există o astfel de expoziție. Sigur, detaliile din plasmele de acolo sunt altele. Ceea ce prezintă ei acolo sunt anumite detalii, anumite fotografii realizate de telescopul spațial Hubble, fotografii care și noi, să știți, le avem aici în Biblioteca Planetară. Dar revenind la această expoziție inedită pe care o să o vedeți și dumneavoastră, vreau să vă spun că colectivul Planetarului a muncit enorm pentru realizarea ei. La început, ea a avut un buget destul de solid, 70.000 de lei, dar până la aprobarea lui s-a cam redus. Proiectul a fost depus la AFCN, Asociația Fondului Cultural Român, care au considerat că și un buget mai mic se poate realiza. Chiar și cu acest impediment, să spun, ne-am reușit să realizăm acest lucru. Sigur că ne-am plăcut ca aceste plasme care le vedeți în jurul dumneavoastră să fie mai mari și am fi vrut și noi, dar am fost constrânși de acest lucru. Colegii mei s-au preocupat intens, o să vedeți că au fost chiar și pe munte, au stat de vorbă cu ciobani. Am avut un sprijin deosebit în doamna Ciocan, muzeograf la Muzeul de Etnografie. Deocamdată, în zona noastră, la Maramureșul, este cel mai bun și cel mai cunoscut etnograf. De aceea am apelat la serviciile domniei sale pentru a pune scripturile necesare pe aceste plasme și, desigur, pentru a fi un consultant de nădejde al nostru în această privință. De asemenea, am apelat la colegul nostru de la Planetarul din Suceava, domnul profesor Orenici din Vie, care o să vedeți, o să ne prezinte mai multe elemente de etnografie în astronomie și o să vedeți ce anume și cum. Apoi l-am invitat pe domnul Dan Cuzan de la Cluj. O să vă spună mai mult de dânsul cu ce se ocupă, oricum este din domeniul astronomiei. Și nu în ultimul rând, pe domnul Corcodean, cred că este primul astrofotograf din România. Dânsul este din Cluj-Napoca, cunoaște acest planetariu de la înființarea lui din anul 1969. Apoi știm cu toții că Baia Mare are și olimpici de astronomie. Sunt băieții din spate, conduși de domnul profesor Stoian de la Colegiul Național Vasile. Ne-au ajutat în elaborarea acestei expoziții. De asemenea, inima ajută, sunt constant voluntari ai planetarului în observațiile astronomice care le fac.
facem, având în vedere, așa cum știți cu toții, lipsa acută de personal în unitățile de cultură din țara noastră. Nu v-am spus nimic de cel care a fost pionul principal în elaborarea acestui proiect. Este colegul nostru, domnul Mircea Vițe. E Clujan. El a fost creierul acestei expoziții. Și așa, ca o paranteză, vreau să vă spun că este singurul proiect realizat. Din păcate, am mai avut noi proiecte, dar au ieșuat. Dar asta nu înseamnă că nu le vom reevalua. Probabil o să ne uităm mai bine acolo unde s-a greșit. O să încercăm să le refacem cu ajutorul nostru al tuturor și o să depunem din nou. Și sunt convins că vom avea câștig de cauză și anul următor. De asemenea, eu tot am spus de fiecare dată când am avut ocazia că am derulat un alt proiect. De data aceasta este un proiect major, finanțat cu fonduri europene. Deocamdată se află la Comisia de Evaluare la Budapesta. De prima fază am primit oficial adresă din partea lor că am trecut. Urmează încă două faze de evaluare efectivă a proiectului, dar noi suntem tare, tare optimiști și sperăm ca la anul sau peste 2 ani să vă invităm la inaugurarea noului planetariu pe care o să-l punem în sala mare. Dacă până acum ne-am plăcut să ne lăudăm că suntem primul planetariu public din România, ei, am rămas doar cu lauda. Se pare că alte planetarii ne-au întrecut, dar vorba lui Petru Vareș, vom fi iarăși a cost și mai mult decât atât. Deci eu sunt optimist împreună cu colegii că vom arăta nu numai Maramureșului, ci întregii țări, ceea ce se face la planetari. Acum o să rog pe colegul meu, șeful de secție, Ignat Ovidiu, să facă anumite, să ne prezinte în linii mari acest proiect care a fost realizat împreună cu colegul Mircea Vițe. În primul rând, vreau să vă mulțumesc tuturor că ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră. Trebuie să fac câteva completări la ceea ce spune domnul director Boc. Proiectul a fost finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Administrația Fondului Cultural Național. Și pentru ca să știu cu cine lucrăm, vreau să prezint echipa de proiect. Manager de proiect a fost domnul Mircea Vițe. A fost prezentat, a fost comandul proiectului domnul director de la Muzeul de Etnologie Ioan Boc. Responsabil tehnic din partea Muzeului de Etnografie, doamna Moneta Ciocan, responsabil cu comunicarea domnului Crișan Ciprian, colegul nostru de la Muzeul de Mineralogie, și eu responsabil tehnic. Am avut parteneri Asociația Arta Educației și Indeco Soft, să nu uităm de cei care au făcut scriptură minunată pe care le veți vedea în câteva momente, și domnul Zampir Șoputian de la Muzeul de Istorie, cel care a realizat desenele pentru constelațiile românești tradiționale. Încă o precizare, vorbea domnul director despre olimpicii de la din Baia Mare, ei fac parte din Centrul de Excelență în Astronomie, produs de domnul profesor Lucian Spreac, și se vorba despre olimpici internaționali. Deci doi dintre ei, respectiv Paul Draghi și Tudor Cuțu, au participat deja la Olimpiada Internațională de Astronomie. Paula are chiar două participări, argint și mențiune plus un bronz la echipă. Tudor are un argint anul trecut și Cristian Ignatiu Melus participă pentru prima dată anul acesta la Olimpiada Internațională de Astronomie. Despre proiect, eventual o să vă spun la sfârșit, pentru că vreau să dau ocazia invitaților noștri, dar să nu Olimpe Dracu, dar cel care a avut o parte extraordinar de importantă în proiectul nostru, el a dat componenta religioasă a constelațiilor românești, deci el este direct implicat, practic am muncit cont la cont cu noi, în proiectul nostru. Deci face parte cu siguranță și domnul Dan, din echipa proiectului. Despre proiect doar câteva cuvinte. Scânteia care a venit de la Mircea, dar pasiunea mea care ne-a cuprins pe tot, deci s-a lucrat cu foarte multă pasiune. Nu știm dacă e cel mai bun, cu siguranță fiind singur până acum, singura expoziție digitală, dar asta îi conferă foarte multe atribute, poate fi și cea mai bună.
poate fi cea mai puțin reușită. Ideea este că s-a muncit cu mult suflet, cu multă pasiune și rezultatele îl vedea în câteva momente. O să-l rog pe domnul Mircea Liță să vă spună și câteva cuvinte, managerul de proiect. Deși tema seminarului de astăzi este simbolistica cerului tradițional românesc și comparația cu alte mitologii stelare, eu o să vă vorbesc despre prezentul și viitorul proiectului. Distinșii noștri oaspeți o să vorbească despre subiecte pe tema seminarului. În faza actuală, nu ne avem vernisajul acestei expoziții, care va rula pe aceste nouă televizoare până pe 15 noiembrie, până atunci am închiriat aceste televizoare. La sfârșitul proiectului, deci până pe 15 noiembrie, vom avea broșuri ilustrate, vom avea hărți cu cerul românesc tradițional. Intenționăm să facem și o continuare a acestui proiect, încă nu ne-am hotărât în ce direcție să ne îndreptăm. Sunt 39 de constelații tradiționale, noi am acoperit 9, care le-am considerat noi mai reprezentative din punct de vedere al modului de afișare, mai spectaculoasă, ca să zic așa. Ori facem în continuare restul până la 39 de constelații, ori scoatem, încercăm să scoatem o emisiune de timbre filatelice cu tema asta. Încă nu ne-am hotărât, ne-am găsit direcția, dar în orice vom face o continuare la acest proiect. Și sperăm să iasă, evident. În rest, ce să vă, o să vedeți la sfârșit ce am reușit să facem până acum în acel program simulator de planetariu Stellarum. Toate datele obținute de noi în urma documentării, obținute de noi pe proiect, am încercat să lucrăm cât mai transparent pe site-ul planetariului. Toate datele vor fi de tip open source, libere pentru oricine să le descarce, să le copieze, să le difuzeze. O să postăm acolo toate rezultatele proiectului, cel puțin în Stellarium, constelațiile vor putea fi downloadate ca și scripturi în acel program. În partea de tipărituri vom avea fotografii, comentarii, texte. Și sperăm să ne iasă și al doilea proiect. Fiți siguri de asta. Da, nu știu dacă sunteți de acord cu mine, poate nu ați rog să dăm drumul totuși la expoziție, să vedem de ce ne-am adunat aici, da? Până m-a întâmplat acest lucru, să vă mai spun că una dintre finalitățile extrem de importante din punctul de vedere al acestui proiect este chiar această diseminare a rezultatelor în cadrul acestui program tip open source Stellarium. Și am uitat să vă spun, căștile acestea, fiecare, spun povestea fiecare constelație în parte. De fiecare din cele 9 televizoare rulează o singură constelație, un script, un filmuleț de 40-50 de secunde, aveți povestea lui Ion Căști, sau, dacă preferați, le dăm drumul pe rând cu sonor. Exact, ca să le de toată lumea, mă gândesc că este cel mai bine. Dacă stăm să putem părinte de toți cei care sunt aici, să dovedă ceva mai mult timp. Nu, va fi la scripturi, se va găsi și partea audio, da? Pe site-ul nostru se va putea descărca și partea audio, și filmulețele astea, și scripturile propriu-zise care rulează în acel program. Bun, eu propun să începem cu cea mai cunoscută dintre constelațiile tradiționale românești. Părerea mea este că puteți să facem un seminar activit, puteți veni în zona televizorului ca să vedeți mai bine, dacă sunt în jurul operatorii. Ori o vrea, eu am ajuns în vârful de altul. Atunci,
Acesta a fost primul script, următorul, vă rog. În versiune tradițională românească, constelația Casiopeia poartă numele de scaunul lui Dumnezeu, tronul ceresc, mănăstirea, pentru că mănăstirea este considerată casa tot. Această identificare poate fi regăsită cu ușurință pe cerul nopților de iarnă, când forma constelației Casiopeia seamănă cel mai mult cu un scaun. Această constelație a fost aleasă pentru a ilustra componenta religioasă a viziunii populare românești, supra cerului. Bine, scripturile astea se repetă tot timpul. Nu trebuie cineva să le tot pornească. De-aia sunt plăștile, că dacă punem deodată nouă scripturi cu sonor, Steaua alta lui și cele două stele lumina, de o parte și de alta lui fiu, țăranii formau o constelație, fata de lucrare, cu cumpărire. Altair din spate, iar cele două stele, cârligele comilițe, de care sunt apănate cofele, în care fata de alvărat duce apă spre a răcoli sufletele celor moarte. Acestei constelații îi se mai spune și vulturul Dot. Au existat în închipuirea țăranilor reprezentarea originală a unei găinușe, numită și cloșca cu pui. Cloșca era iarna ceasornicul de noapte. După poziția ei pe cer, țăranii știau cât mai este până la ziua. Există și credința că cel ce va vedea primul răsăritul cloștii în Duminica Mare va avea mult noroc. Uneori, pleiadele sunt numite și stelele ciobanului, căci primăvara găinușa le indică păstorilor momentul în care oile pot fi scoase la păstură. Stai în jos, stai în jos. În tradiția românească, gema este fata mare din corp, iar stelele din interior, lăutane. Una din denumirile alternative este cea de casa cu o grădă. Hora este un dans popular tradițional, simbol al bucuriei de a trăi și al apartenenței la grup, corespunzând probabil unui ritual străvechi ce închipuie roata vieții. Imaginând forma puțului. Iar și diavolul este conturat ca o urmare firească de constelația Andromeda. Cele patru stele ce formează pătratul lui Pegas sau puțul, Algenib, Marcan, Sheat și Alferaz, amintesc țăranului român și de o toacă atârnată, obiect ritualic de mare însemnătate pentru cultul creștin ortodox. Ciobanul cu oile este reflectarea pe celul românesc a constelației Mira, steaua plecat fiind cioban, iar cele patru stele din paralogram fiind oile. Indiciu al importanței ocupaționale a păstoritului, tradiția spune că, fiind zi de post, se poate mânca
vede pe cer până la zi. Vega mai numită luceafărul cel mare de la miezul nopții sau regina stelei. Stelele Erai și Alderamin, împreună cu steaua mai mică dintre ele, formează coporlia sau coata coasei. Steaua Alfir este mânerul sau corul, iar fierul coasei este format din steaua lui Garnet și stelele Zeta și Delta Cefei. De reținut că din inventarul uneltelor agricole ale gospodăriei, țăranii au identificat pe cer numai acele constelații ce semănau cu neamta descrisă. Și acum o poveste, ultima dintre constelațiile noastre. Ei, era odată o capră care avea trei iezi. Iedul cel mare și cu cel mijlociu dau prin păstie o prasnici ce erau. Iar cel mic era harnic și cu minte. Vorba aceea, sunt cinci degete la o mână și nu seamănă toate unul cu altul. Poate vă amintiți povestea. Steaua Capela este capra și cele trei stele mici de lângă capră sunt iezii capre. Poporul român are trei iezi față de cei doi ieduți de pe cerul occidental. O să-l luăm pe colaboratorii noștri din curești să răspundă și ceva cuvinte, o mulțumesc cu doamna Ioneta Cristian, cu ajutorul căreia am realizat din interviu care este postat pe site-ul planetariului. Ține abordări se întâlnește în etnologia românească, mai ales în ultima perioadă, practic, în perioada, să zicem, 1950-1980, nu s-a ocupat nimeni de așa ceva, probabil a considerată o temă nu tocmai adecvată cerințelor epocii, dar și de aceea, sigur că subiectul a fost ocolit în mare, dacă nici nu știu prezentat în vreo întâlnire de-a noastră. Mie mi s-a părut deosebit de important, mai ales că dacă vom raporta viața țăranului român la celule deasupra lui, am observat că general, el duce viața în cercul concentric. Pentru el, centrul lumii este masa din casa în care s-a născut. Și putem face multe speculații aici, legat și pornici de la faptul că atunci când se naște, copilul era prezentat pe masă tatălui. Raportat la acest centru, el se raporta în viața lui continuu la acest centru, indiferent unde s-ar fi aflat. Și atunci, cum putea înțelege, ce era atât de
important cerul cu stelele pentru el, indiferent unde s-ar fi aflat, privind într-o noapte cerul, el putea să imagina să ajungă în casa lui, pentru că știa unde este constelația X sau Y raportată la casa în care s-a născut. Orice domeniu a artei populare, a culturii noastre populare, tradiționale, scrise sau instrumente scrise, materiale sau imateriale, îl vom întâlni, vom întâlni aceste astre. Soarele, luna, stelele, le vom întâlni în basmele populare, în orice legendă populară și fiecare constelație are o legendă a ei. Ceea ce este iarăși interesant că dacă vom găsi diferențe majore în arta populară din Moldova, Muntenia sau Transilvania, nu vom găsi diferențe majore în legendele populare legate de astre, legate de cer. Vom întâlni soarele în fiecare ștergar, indiferent unde vom fi în România. Îl vom întâlni pe lăzile de zese, îl vom întâlni pe poarta de intrare în casă sau chiar pe casă, văd aici acest calendar din Bucovina. Și în Bucovina și în Maramureș, soarele va fi prezent peste tot ca un apărător. De aceea cred că subiectul este foarte, foarte vast și suportă multe abordări de acum înainte și liniștit se poate continua proiectul și cu alte aspecte. Deci acum dumneavoastră ați deschis o poartă spre o lume. Spre o lume nouă, putem spune, în cercetarea românească, ecologică și mulțumim, dar mulți! Domnul profesor, din Iorenici, de la Vratar din Suceava, colegul nostru din Suceava, cred că are asemenea de câteva lucruri extrem de interesante. Întâi, mulțumesc colegilor de la Vratar, de care am mai reprezentație. Eu am venit aici prima dată în 1983-84 la un studiu de perfecționare a geografilor de la Planetar, care s-au prezentat aici. Și atunci am cunoscut pe regretatul Somărău Cariu, care în cursul care mi l-a ținut despre constelații în sala de planetare, mi-a vorbit și despre cerul străbune. Țin minte foarte bine, atâta mi-a dat la mitică, despre calea laptelui, el mi-a spus că se numește în popor Baba Cupaie. Soția mea este dintr-un sat comănești, unii mulți oameni sunt viniți din Ardeal. Acum, în timpul istoriei, s-au refugiat acolo și am întrebat-o pe soarta mea odată, ce știe despre ce? Și mi-a spus exact care laptele se numește, ea știe Baba Cupaie. Deci, avem un fond comun. Și așa este descrisă și în colegiul lui Otescu. Aici am volumul original al Academiei Române din 1906, în care matematicianul Ioan Otescu a publicat lucrarea lui Credințele Oceanului Român despre cer și stele. El a dat un fel de circulare pe la școli din vechiul regat și învățătorii au prins de la copii povești despre cer și stele și le-a pus în această lucrare, care spune noi că este ceva extraordinar, o valoare deosebită, că acum s-a pierdut în timp. Aici este și harta originală pe care a făcut-o Ioan Otescu după descrierea țăranilor români. S-ar putea vorbi foarte mult despre
această lucrare. La planetarul din Suceava, în timpul activităților, și noi prezentăm unde se poate și descurc câteva cuvinte despre fenomenele românești ale constelațiilor. Și eu vreau să vă mulțumesc aici, da? Da, constelații românești tradiționale. Noi am încercat și am făcut o hartă a constelațiilor românești tradiționale, investigată din fondul mai este de lucru atâția, deci aceasta este prima lucrare, să spunem. O să încercăm să le desenăm tot în genul celor care s-au făcut aici, poate și colorate. Următoarea invitație și deschidim altul. Zodiace în biserici. Bisericile din țara noastră întâlnim zodiacul. Aici este un zodiac de la o biserică din Turda și se vede acolo un zodiac foarte mici. Este la Mănăstirea Gules și mai simplu, după cum se vede, reprezentările sunt mai mici. Următoarea. Mai rog, așa. Aici zodiacul de la Mănăstirea Tismana, care se aseamnă foarte mult cu zodiacul de la Voroneț. Mănăstirea Tismana este mai vechi decât Mănăstirea de la Voroneț. Am crezut inițial că zic, uite, acolo este. Dar am aflat ulterior că, de fapt, a fost reprintată și este probabil inspirat de la Voroneț. De ce vreau să scot aici? Că pictorii bisericești, în iconografia creștină românească, au făcut și ei niște modele ale zodiilor care se cam repede pe la toate bisericile. Cum mă pare? Așa, deci este zodiacul de elementele mitologice ale zodiacului bisericii românesc, este același peste tot. Următoarea. Aici este zodiacul de la Voroneț. Pe scena judecată de apoi, cea mai vestită din mănăstirile noastre, sus este zodiacul. Centrul este Dumnezeu și pe margine sunt doi sfinți care strâng pânza timpului zodiacul. Dacă vă doar imagine. Mai mult ați spus că eu nu am sistem PowerPoint. Deci, așa, sus este. Deci, vedeți, 6 zone sunt deoparte, 6 zone sunt deoparte și doi îngeri strâng la judecata de apoi pânza timpului. Se spune că atunci timpul dispare și începe judecata de apoi. Se spune lumea ce caută zodiac în biserici. Lumea leagă de astrologie. În bisericile românești, nu numai românești, zodiacul este reprezentat ca o măsură a timpului. Deci, ne dă scurgerea timpului. Nu are nimic de-a face cu interpretările pe care le-au dat astrologii următoare. Aici sunt reprezentările mitologice în 6 constelații de-o parte și 6 de cealaltă parte. La Voroneț, la Voroneț am prezentat mai mult. Uitați-vă, aici este un zodiac de la o mănăstire, o biserică din Corșu, la Botoșan, și este inspirat din ăsta ce la Voroneț. Deci este cam tot aceeași formă. Aici am găsit pe internet la o biserică, dar nu știu care, nu este identificată, deci tot formele zodiacale. Aici este un zodiac mai vechi, în jos, la o mănăstire din Basarabia, Tacova. Aici este o schemă de la Dragomina, la Mănăstirea Dragomina, care este schema Moldovei, care e o schemă mai deosebită. Bourul este puțin înclinat, are sus steaua, vedem soarele, luna în partea dreaptă, și acolo, între sub tau, sunt 2, 4, 5, 6 flăcări. Mai sus, mai sunt domnul,
Radeaca, Radeaca puțin, așa pare. 6 frâturi. Mănăstirea Dragomina are granul Sfânta Maria, pe la 15 august. Și în perioada respectivă este curentul de meteori de sinte. Probabil că nu plus alii are și Duhul Sfânt. Și în perioada aia este și Cvarsă, care e curentul ăsta de meteori de sinte, care vin din Perseu, care este mai sus de Taur. Dar mai jos, uitați-vă sub flăcările alea, mai jos, este o stea. Nu este o stea ca steaua obișnuită de sus. În treaba respectivă, când s-a construit această mănăstire, și stareț acolo a fost Anastasie Crica, pe numit cult și în biserică și istoric și așa, cu puțin înainte a fost o supernovă a lui Tycho Brahe. Se pare că steluța aceea de acolo ar fi o reprezentare, o ipoteză deocamdată a supernovii care s-au văzut în perioada respectivă. Supernova a apărut în 1579 și în 1622 a fost terminată construcția mănăstirii. Următoarea mănăstirii de imagine. Zonile apar și pe monede. Aici sunt, am luat așa, niște monede făcute în Austria și în Ligia Austriei, fiecare zonie de un banc de o zonie. Dar, pe un coson dac apare constelația Pulii. Da? Pe o altă monedă bătută la Tomis apare constelația Gemini. În nordul ecliptic, aici în partea stângă, sunt, nu se vede de acolo pe acar, sunt 6 constelații care ar fi din partea nordică a cerului, tot pe un medalion tac. Constelația Asclepios, deci Ophiuchus, apare pe o altă monedă văzută la Tomis. De asemenea, aici este o monedă Giucelții Danubii, dar în partea dreaptă, acolo am puțin mai sunt domnul profesor, mai la dreapta, în partea cealaltă, așa, sus, ar fi puțin mai la stânga. Acolo sunt niște puncte care ar sugera constelația Casiopeia. Da? Dacă ne uităm așa, tronul sau scaunul. Ce am vrut să spun aici? Că încă există domenii neexplorate în mitologia cosmogonică românească, deci s-ar putea face studii foarte interesante despre reprezentările ale soarelui, ale constelațiilor, pe la mănăstiri, pe monede. Acum, cu voia de voastră, mai deschideți-vă la două site. Așa, unde scrieți, dați așa, dacă Zăsan, deasupra. Mai dați mai jos. Așa, schidiți-a. Eu am început să mă ocup de câțiva ani despre reprezentările soarelui și ale eclipselor de soare în ornamentica tradițională. Și am prezentat în 2009 la Paris, când a fost un simpozion internațional, 400 de ani. Și acolo, în partea dreaptă, etnografii au găsit că diferitele doamne așa cum e mai bine, reprezentări acestea, au tentă astronomică și mai mult, eu am găsit că chiar ar fi eficient sau dacă nu luăm tentă, am dat sunt eu acolo. Da? Până aici, astea sunt prin studiile etnografice. Aici este soarele.
Acest model care l-am găsit pe o capsă, pe mai multe, de fapt, cu siguranță, deci se vede, sugerează o eclipsă de soare. Acum, pe unele reprezentări se întâlnește un cer cu două semicercuri laterale, stânga-dreaptă, trei raze de jos și niște floricele. Uitați așa să dau poate puțin mai, mai mare. Hai să văd unde e. Și acum, hai să ne uităm unde mai mare aici. Asta suntem dăm la dreapta, ca să vedem ornamentele. Deci, aici ar fi soarele, soarele cercul, luna înainte, de eclipsă după, și floriturile astea. Poporul știa ce, el a văzut niște flori ceva în timpul eclipselor totale și a desenat ca niște floricele. Ar fi acele protuberanțe solare care le vedem numai în timpul eclipselor și cele trei raze în jos. Și sunt variațiuni pe aceeași temă. Deci fel de fel de motive, încât în final s-a ajuns această floare frumoasă pe care o face omul pe casă, nu mai știe nimeni că în viziunea țăranului este o cruce frumos ornamentată, nu mai știe nimeni că de fapt este o reprezentare a unei eclipse de soare. Acum, eu am găsit, cum am început și eu și am făcut aceste desene grafice, pe motive actuale care sunt pe casele din Bucovina, dar ele au corespondență, întâlnesc, sunt mult mai vechi. Iată pe aceste plăcuțe de Plutars din Irak, 3.000 de ani înainte la Hristos, la Cnosos, 2.000 de ani înainte la Hristos și la Tertăria, cel mai vechi. Acest simbol, uitați-vă, această scăriță, am găsit-o la mine în sat, pe o casă. Dacă o am eu creștinat, eu mai pus și o cruciuliță la capăt. În 2009, am fost în China la să studiez o eclipsă de soare, tot ceva. Și l-am rugat pe un chinez, domnule, citește mata în limba chineză, i-am arătat astea, ce pot înțelege de aici, dacă ar fi vreo cuvânt. Și mi-a spus că semnul ăsta, deci această scăriță cu trei linioare orizontale, este semnul pentru soare. Și în calendarele chinezești, că eu colecționez și calendare, ziua de duminică este reprezentată prin acest model, numai fără, și la chinez și la japonez. Bun. Iată ce facem aici. Acum să dăm puțin mai mic, să vedem detalii. Și am strâns aceste ornamente și le-am grupat cumva. Deci, am găsit ornamente solare care sunt pe o coniate, pe linguri, pe țesături. Vedem foarte des pe la biserică un triunghi cu niște raze și nu numai acolo, care de fapt reprezintă ochiul lui Dumnezeu. Asta este din Virș. Și aici sunt asemenea reprezentări. Îl găsim pe porți, pe cruci, ca să mai dăm puțin mai mare. Aici la Săpânța sunt o mulțime. Ce este de departe? Poate că soarele și eclipsele astea sunt prin. Vreau să vă arăt una care este, are exact 6.000 de ani de timp. Uitați-vă asta, care este pe o casă din Sfântul Iulie, pe Somărâu.
sunt primii în județul. Da. Domnul, ajută-mă că... tehnic avem, dar n-avem viață. Spune problema asta. Avem aparatură. Deci ar vrea să nu merge, nu? Da? Nu merge, nu merge. Te-am văzut. Deci, uitați-vă, acest desen care este pe o casă de ascultul mine și se vede aici, sus, la, în, la, Knos, la Jebet Nasr în Greci, în Irak, sau la Tărtăria. Deci, concluzia mea este că aceste ornamente sunt foarte vechi și la noi s-au păstrat, s-au transmis de 50 de mii ani. Eu tot pe unde merg, mă uit să văd asemenea motive. Am întâlnit în țara noastră, deci statea cea mai mare este în Bucovina. Nu știu de ce nici în țara Săvută, am văzut foarte multe. Și mai puțin în zona sudică, dar nu, nu lipsesc, sunt de altfel. Acum mai am aici, am câteva ornamente din Maramureș. Poftim? Cred că ați văzut în primul formă. Poți să te stii față, să vedeți. Deci... A, nu, zonă la zonă. Cultura noastră populară, hai să zicem populară,
Și ce este grav este următorul lucru, că oamenii acum își construiesc case noi, au început să acopere casele vechi cu izolații, cu polistiren, cu fel de fel de lampiuri, de plastic și de stâncă. Eu am început să fac așa ca un fel de, dacă se poate spune, metalier, am aproape 1000 de pozitori de Dumnezeu Suceava. Și am editat și un calendar cu soarele și cu ornamente, dar nu am să dau să ce vrea să pare. Asta a fost în anul 2010. În 2011 am făcut un alt calendar, un doar cu 12 case de pe valea unui sat, unui râu, care se numește Pisologie, un râu care se varsă în Suceava și undeva în nord-orașul Suceava. Și am luat 12 sate și cu 12 case din zona respectivă. Aici este uitat o casă mai veche. Unic modelul este făcut în stucatură de relief. Omul și-a mărit casa cu șindrită a acoperit-o și a le-a pictat. Deci numai ca să fie în tonul totul. Aici este o reprezentare mai veche. Soarele. Și fel de fel de variațiuni pe aceeași temă, să spun. Eu am fost anul trecut în decembrie în India la o conferință despre eclipse de soare și am prezentat acest calendar, am dus acolo și printre am avut lucrarea despre eclipse, despre altceva și l-am decupat și au făcut o expoziție, a fost foarte bine primit. Chiar au fost două. Ce dacă vrea să spun? Noi avem un fond, un material, o bogăție pe care alții o poare de vest sau cam pierdut-o și ar fi bine să facem un efort comun să le inventariem deocamdată, să le folosim în relația cu publicul. Am o întrebare pentru da. Cum le-ați găsit? Sau cum ați ajuns să fotografiați? Vă spun una parte dintre fotografiat personal. Cum le-am făcut? În felul următor. Eu lucrând la planetari, de cursuri timpului, am început activitatea asta din 25 de ani. Mai mergeam pe teren să facem așa zisă educație materială și științifică. Și tot timpul avem aparatul de fotografiat. Și mergeam la terenul cultural, la școală, dar făceam și câte o vizită prin sat. Și am pozat. Am strâns tot, am strâns și voi continua. Sigur, suntem aici, dacă n-am venit niciun maramureșan de adevărat aici, că făcea ca trei. Deci, Maramureșul nostru, ca județ, are trei țări, patru, dintr-a patra n-are numărul cățită, așa. Țara Maramureșului, numai ce-i dincolo de munte și sunt atâta de mândri de ei, de dacă îi atingi, nu ne crește oriunde suntem și pe noi creștini. Ne condamne, ne purtăm numele, că județul nostru poartă numele țării noștri, familia. Da. Deci, și chiovenii sunt tot așa, nu chiar succes, sunt mai ponderat și înțeleg chestiile astea, dar sunt zone etnografice foarte bine determinate și foarte diferente, foarte mari între ele. Și poarta pe care mi-ați arătat, sau porțile respective, sunt foarte foarte frumoase. Sunt, din păcate, doar două studii care s-au ocupat de Șura Chioveană și Pordenească, care seamănă între ele și care sunt deosebite tocmai datorită motivelor solar,
mentale și astrale pe care le poartă, mai ales cele vechi. Am recunoscut câteva din ele din Neclea. Eu și am spus că nepotul meu le-a fotografiat și mi-a trimis... Da, da, este din zona aia unde am spus spectacolii și este foarte frumoasă și merită. Într-adevăr, un studiu, forțile de șură din rostul și vizual, tocmai datorită motivelor solare și anul pe care le scoară. Da, sunt domnul profesor Lenici. În cursul documentării pe care am realizat-o în cadrul acestui proiect, cum vă spuneam și colegul meu, am identificat 39 de contracții românești tradiționale, pe care noi le-am structurat pe trei componente. Componenta pastoral-agrară, cea mai bogată dintre șapte dintre contracțiile pe care le-am văzut aici, în expoziția noastră, au fost din acea componentă. De această componentă s-a ocupat Iosef Vircea, componenta originii poporului român, care am insistat eu și partea cea mai sensibilă și mai frumoasă și mai interesantă. Am dat-o spre lucrul domnului Dan Uza de la Cluj, pe care îl rog să vă spună câteva cuvinte despre implicarea lui și munca lui în cadrul acestui proiect. Eu mă simt și puțin strânjenit să vorbesc cu așa specialiști înainte mea. Eu pot fi trebuie să vă zic că despre mine am 28 de ani, sunt economist de meserie, deci nu am treabă oficială cu astronomia, sunt doar astronom amator, din vechime, ca să zic așa, de la 13 ani, atunci când am primit telescop, mă rog, a fost o evoluție stopată după aceea de origine de interes temporal, după aia m-am apucat din nou, o dată m-am angajat când a fost și fondul pentru acela. Și activez în Cluj, atunci am un cerc de astronomator care ne face ieșiri, mă rog, încercăm și se poate să populareze astronomia în tinerilor. Și, practic, am publicat câteva articole primate pe site-ul Astroclubului, după pe blogul meu și din toate astea am fost și o carte a acestea, spune și Cercul de Stele. Am dat și un exemplar bibliotecii din Baia Mare, pe care, probabil, vă spuneam că am spus cam scurt timp după ce nici mai fond de carte. Interesul meu pentru, este pentru un domeniu, practic, interdisciplinar. De-aia am fost foarte interesat de Petristor și am aflat pe pentru că în specializarea noastră riscăm să pierdem cunoașterea în sală. Și practic asta se întâmplă de la muzica economistă, m-a de la de răspuns de coace, care a spus că fiecare trebuie să facă cunoașterea lui și astfel utilizăm cunoașterea. Foarte, acum se riscă să se treacă în seama celălalt de lume. Nu mai avem de imaginea sală, nu știm de unde am plecat, de unde am încercat și așa mai departe. Cam atât despre mine. M-am pregătit și o scurtă prezentare despre componenta religioasă. O să încerc să prezint legătura între astre și religie. Foarte scurtă, pentru că e un domeniu vast și oarecum sensibil, da? Sensibil. Acum sper să vezi mintea deschisă cât se poate. Eu încerc să mă măsur deschisă. Dacă putem pune materialul. Da. Dumnezeu a incorporat mesajul biblic
de la început, în stele, eu cred că este fix invers. Noi am interpretat mesajul biblic, monitor, asta să vă zic mai multe. Sus avem un citat din Biblie, din Psalm. Ce primele spun slava lui Dumnezeu și puterea lor găsește lucrarea mâinilor lui, deci ce poate fi mai clar. O să istorisește alte acest lucru, noapte de deștire alte despre el și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, am rugăciune să fie auzit, dar sunetul lor străbate tot pământul și grasul lor merge până la marginea lumii. Biblia este o poveste astrologică, cum ziceam, practic astroteologic, găsim o sumedenie de referințe Biblie la astronomie și până de la steaua care anunță nașterea Mântuitorului, o să vedem acolo puțin. Așa. Acum o să vorbesc despre o ceapă. Pentru că trebuie să înțelegem puțin de unde a început inițial legătura asta cu religie și astronomie. Am ales o ilustrație cu un cosmografică pe care o găsiți și pe lucrurile cărții mele. De la un cosmograf portughez, doamnă domnul Felipe, se numea, care a scos această ilustrație care are o concesare în 1568. Aici avem, practic, concepția Universului la acea dată. Este o concepție geocentrică, Pământul este în centrul Universului. Și vedem că este structurat ca o ceapă, ca o țintă, Pământul este în centru. Și în jur avem mai multe sfere cristaline, fiecare sferă cristalină ocupată de către o planetă, de atunci. Și acum, de exemplu, nu mai considerăm Luna sau Soarele planete, le considerăm ceva aparte. Atunci erau planete în sensul strict astrologic, adică se mișau cu peste planete, o rătăcitori. Avem aici, sunt, se numără împreună cercurile concentrice, Luna, Mercur, Venus, Soare, Marte, Jupiter, Saturn. După aia avem stelele fixe, firmamentul, practic, da? Dincolo de care se află cercul roșu pe care știm, Celum Empyreum Habitacrum Dei et Omnium Electorum, adică Imperiul Cerului, Casa lui Dumnezeu și a tuturor celor aleși. Deci, dincolo de ultima sferă cristalină, sfera astrofixă, practic, era locașul Dumnezeu. Și asta le vedem și în colțul lui, de fapt, foarte frumos. Acum avem plajă la Petronul cu barbă, dar care e practic Dumnezeu, dincolo de lucrurile pe Iisus Hristos. Acum, de exemplu, sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planete vechi, da? Dincolo de care mai bune putere firmamentul de stelele fixe, care formează constelațiile, dincolo de care avem 9, la 9 la cer. Deci, în expresia sunt la 9 la cer, deci sunt dincolo de toate sferele, sunt practic aproape de divinitate, de paradis. Vedem aici, s-a produs inițial o separare între cele între pământesc și divin. Și românii, țara românii, interpretează asta ca o îngărire a divinității mai. La început, practic, cerul era foarte aproape de pământ, după aceea Dumnezeu l-a separat. Deci aici intervine atât componenta religioasă, cât și componenta astronomică. Acolo aveți că de revoluție similară, da? Putem o ampli. De aici a fost decât un pas, până la redesenarea cerului. Este foarte interesant care se putea întâmpla atunci, care nu se mai întâmplă acum, fericire sau nefericire, este că fiecare putea să deseneze propriile constelații în acei ani. Erau astronomi de curte, astrologi, în fapt, care încercau să facă de plac regilor, venind între corpul sau toate stele după numele lor. Așa a apărut și o harpă împărțire creștină a constelațiilor. Când avem oamenii așa să se făcut în Eliul Schiller și după aia inclusă mai departe în harmonia macrocosmică, un atlas stelar de mare circulație pe 1600. Am cartea acasă, m-am pus acolo o fotografie ca să vedeți scara cărțile și se vibră în carte, care e absolut din mai asta. Și, practic, aici avem constelațiile redesenate. Ursa mică, reprezentată ca Arhanghelul Mihail,
ce fel de asemenea și mai departe. Aici e interesant, taurul, da? V-ul, taurul, acum face parte din Crucea Sfântului Da, asta se întâmplă în Europa Occidentală, dar la noi lucrurile se dau puțin altfel și ne punem întrebarea cum ridicați la un român care prin natura lui era religios, cum era astfel. Aici avem două cărți de referință, domnul și domnul Mănești, despre credințele seama de român despre cer și stele, religiunitatea în două diferențiile, asta costă 2 lei, editura Paideia, și a doua este o antologie de texte de lucrări ale lui Pamfile, antologia poporului român, doar primul volum interesează pentru că aici este lucrarea celor și fotoatele sau. Așa, după cum spunea și în prezentarea noastră, considerați că sunt pe care aici am fotografiat-o eu de la mare, se pare, da? După care este cam întunecată. Era tronul lui Dumnezeu sau mănăstirea. Divinitatea, practic, era dincolo de de sfera cristalină. Aici, un alt simbol creștin foarte important este crucea. Crucea patimilor lui Iisus. Dar nu vedem ca și cruce decât ea, dacă ea, de exemplu, aici la Pnea. Fotografia a fost de bună. Foarte interesant. Crucea asta marchează locul unde care la tine pare să se rupă în două părți. La fel cum, de exemplu, sufletul se desparte de trupul în Fiseu. Mai are de spus că după trupă cu amfile, țara în se închina când vedea monstranța asta. Delfinul, în mod ciudat, era văzut ca o altă cruce, era mai mică, cruce de mâna preoților, nu știu, după afile, într-o reprezentare care mie nu scapă de cantată, poate o vizualizează noastră ca o cruce. Renacul. Renacul era un animal salvator, într-o legendă din Arce, și se spune că stânjitorii lui Iisus doreau să înfige un alt piron undeva în zona domeniului, dar dracul care l-a luat și, practic, trecându-se înapoi cu el, l-a scutit pe Mântuitorul de suferință, pentru aceea a fost numărat fiind pus pe cer ca o constelație. Da, da. Completarea este că, drept recunoștință, dracul poate fi mâncat și în post, chiar dacă da. Este ca frumoasă, cum se spune, recompensă. Văzându-mi mâncat în timpul. Peștele, constelația Tăuleca la peștilor, țeana rămâne de-a doi cap, constelația peștilor. Este un simbol creștin fenomenală, fie și prin episodul Țirii Pâinilor și Peștilor, episodul Camilor celor 5.000, din Evanghelia după Ioan. Dar el apare și ca prescriptor de oameni. Deci, dacă când dai un pic, o să vezi că să vedeți că multă lumea cu mașină în semnul creștinesc, ca să arate că sunt creștini și scriu că omicide sunt în peștele, peștele sunt urmează pe Iisus, dar a avut în așa de tractorii, dacă mai era un pic. Da? Da, bine. Poporul român recunoaște șarpele din Geneza, pe cer, și este șarpele înfăcit în jurul lui Ofiuc. Asta e o redare de la Sfântul Biblical dintre Franții. Șarpele care vorbă. Pe lângă carul mic și carul mare, poporul român mai recunoștea că două trăsuri, ca să zic așa, celeste. Pe de-o parte era Perseu, constelație malefică, ca să zic așa. El era carul dracului, se credea că sufletele vor fi duse cu acest car în infern. O paranteză, constelația respectivă, Perseu, a avut, cum să zic, dintotdeauna încă de la arabe, o conotație negativă, datorită stelei Apollo, care vezi acolo.
modificat strălucirea perceptibil și era asociată unor fenomene malefice, ca să zic așa. Ea astăzi știu că este o binară de eclipsă. Asta explică. Așa un alt car era carul dreptilor, constelația Auriga de astăzi, da? Când era seama capela, practic vedem acolo capela sub forma unei capre, da? Dar constelația se numește și la mai vizibilul. Chiar și astăzi. Carul dreptilor fie purtat pe cei drepti în rai, faptele lor erau judecate la judecate de apoi, folosind un cântar, balanță, pe care o simt pe cea chiar și astăzi, sub forma balanței. Și pentru că tot vine vorba de judecată de apoi, o să vă prezint un aspect al cerului care s-a produs în 19 septembrie dimineață, deci acum câteva zile. Vedem soarele în constelația Fecioară, da? Răsărim după ce a răsărit și la picioarele Fecioarei găsim luna, mai mult dintre eu. Apare și normal ca Virgo să fie văzută ca Fecioara Maria din Biblie. Dar, de noi ne interpretăm la ceva, o profeție, ca să zic așa, din Apocalipsa. Adică, de-aia mă gândesc să vedem despre ce este vorba. Fericire cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei teologii și păzesc lucrurile sub semnia, deci vremea este aproape. Deci vedem în cer s-a arătat o semnare, o femeie văluită în soare cu o luna sub picioare. Este exact ceea ce am văzut cu două zile pe cerul dimineții. Și nu s-a întâmplat nimic, dar din Apocalipsa nu s-a întâmplat nimic. Interpretarea mea este că văzută într-o dimensiune astro-teologică în care îl putem asemăna pe Iisus cu soarele, Apocalipsa nu înseamnă un sfârșit definitiv, irrevocabil, este doar un sezon de încheiere al unei etape. Și practic, etapa care este vara. Deci s-a încheiat vara, soarele este postit și se pregătește să moară. Asta e practic s-a întâmplat. Aici, adresa mea, mă rog de fond, mențin și un blog, dacă nu vreți să răspundeți din nou, și despre care deja m-am spus. Cam atât. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai trebuie să prezentăm și cealaltă două componente, dar pentru că s-a făcut destul de târziu și în mare parte din ele le-am văzut, e vorba despre componenta pastorală agrară pe care a insistat Mircea, la componenta originii poporului român, ar fi foarte... Vă pot face un foarte, foarte scurt rezumat, este vorba despre acea constelație Carul Mare. Țăranii români credeau că în Carul Mare au fost duși la Roma în robii daci. Dacă se întreb pe copiii care vede o olimpiadă care este magnitudinea Pămâșchiței, probabil că se vor uita cruciși la mine și multe lume s-ar uita cruciși la mine. Cine este Pămâșchița? Pămâșchița era considerată cătelușa împăratului Traian. Este vorba despre steaua Alcor. Și deja am vorbit pe limba lor. Carul Mic, o altă componentă, o altă constelație care este încadrată în categoria constelațiilor privind originea poporului român, în Carul Mic se consideră că a fost dusă la Roma nobilimea dacă căpetenile dacilor au fost purtați în Carul Mic, dacii de rând, lucrătorii de rând au fost duși în Carul Mare. Ar mai fi vorba despre săgetător pe care românii țărani nu considerau un războinic roman. Cei doi frați gemeni, care la noi au fost înduși doar la cele două stele mai strălucitoare, Castor și Pollux, românii le spuneau în mod clar Romulus și Remus. Eu sper că v-a plăcut ceea ce am întreprins noi aici. Vă așteptăm și la vernisajul expoziției care va avea loc luni,
24 septembrie, la ora 15. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție și materialele le găsiți pe site, pe site-ul planetarului, la componenta, aveți o bară la care scrie Constelații Românești Tradiționale. Vă spuneam și despre finalități, vă invit la discuții libere în partea dreaptă a clădirii noastre. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție.